Sfinte Părinților noștri, Doamne, să lăsați pe noi să ieșim și să ieșim de la noi. Când mi s-a spus că nu avem sală în seara aceasta, din pricina unei întâlniri, la sală de cultură neașteptată, neprevăzută, nici de cei care au grijă de toată să fie bună rânduială la casa de cultură, ne-am negreșit. Acum mă bucur pentru că, iată, am rămas mai mulți acești, a fi o seară bărbicioasă, mă dăjuiesc, mai reușită decât dincolo la sală de cultură. Avem bucuria de a-l avea mijlocul nostru pe domnul teolog și filozof Claudiu Rătăcu. Cu dânsul mă știu sau ne știm de mulți ani, dar mai mult prin prelegerile pe care dânsul le-a avut în spațiul public românesc. Este o voce auzită, ascultată și respectată la Radio Mierea Timișoara și este unul dintre cei care este mult căutat la conferințe tinerilor și apropiat de cei care s-au înțeles să rămână în spațiul bisericii cu râvnă mai deosebită. Spune domnule Claudiu, bun venit, dânsul a mai fost oameni mult la sala Logos și în seara aceasta ne provoacă cu o temă deosebit de, zic, interesantă și provocatoare, mă repet. Una este să știi calea și dacă vedeți care este Hristos și alta este să fii pe ea. Ce înseamnă acesta să spun care este perspectiva din care ne va prezenta cuvântul acesta domnicesc? Nu știm, dar îl ascultăm cu drag și spunem o dată bine ați venit. Și voi vreau să și dacă se aude microfonul ăsta. Se aude sau? Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult că ați rămas și care ați rămas, mulțumesc și care ați venit cu gândul să ascultați cuvântul din seara aceasta și mulțumesc în mod deosebit preoților, sfințiților preoți, onoraților preoții, sunt onorați de către Dumnezeu cu har, mult iubiți de noi, pentru că prin ceea ce dânsii fac, avem noi acces la ceea ce, în mod tradițional, numim Sfintele Taine și care, de fapt, sunt căile de legătură cu Dumnezeu. Să știți că, fără jertfa acestor oameni, n-ar fi posibil ca noi să ne aflăm în acest context, într-o biserică vie. Sunt atâtea ocazii în viață ca oamenii să facă ceva din care se câștige bani, încât cei care își asumă calea preoțească renunță la o seamă de căi în care ar putea deveni, în care ar putea face carieră ca să rămână aici, dincolo de ceea ce, în mod normal, presa, tendențios, aș spune, încearcă să prezinte, preoții nu au o viață roz din punct de vedere social. Doar atât dacă ei sunt animați de Duhul lui Dumnezeu și vin aici în biserică să susțină pe cei care încearcă să urce pe scara către Dumnezeu. Sunt aici prin grija Părintelui, mulțumesc că m-a invitat, a spus cuvinte mai frumoase despre mine decât știu eu că le merit. N-aș putea să spun că sunt un filozof, într-adevăr și studiez și ceva filozofie, dar m-aș putea revendica mai degrabă ca teolog. E mult spus teolog și asta amintesc acum că în Biserica Ortodoxă, noi, în toată istoria Bisericii Ortodoxe, recunoaștem trei mari teologi, adică trei mari trăitori de Dumnezeu, că asta înseamnă teologi, nu cei care vorbesc despre Dumnezeu, ci care trăiesc de Dumnezeu. De aceea am știut la tema de astăzi, una este să știi care, și alta este să fii pe ea. Și aș putea să pornesc de la o asemănare cu ceva din viața noastră, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun. Întotdeauna încerc să fiu cât mai explicit, să mă poată înțelege și copiii. Deși nu reușesc, vorbesc la un moment dat prea aruncat. Dacă un copil se lovește la picior, un altul îl vede,
și înțelege că s-a lovit și paralel, dar nu simte ce a simțit cel care s-a lovit. În momentul în care și celălalt se lovește, dincolo de cuvinte, ei se înțeleg. Doar din privire, unul spune aha și celălalt aha. Adică e o durere care poate fi comunicată rațional și doar atunci când o trece. Așa este orice cale. În mod deosebit o cale spirituală. O cale spirituală nu poate fi înțeleasă cu adevărat decât cu sufletul. Și revin la unul dintre cei mari trei teologi ai Bisericii Universale, care este Sfântul Simeon, nou teolog, nu de mult sărbătorit în biserică, conform calendarului, așa cum a fost rânduit, care spune că Dumnezeu pe toți îi știe, și pe toți îi știe, așa cum noi ne știm aici, venim în biserică, Părintele vă știe că vă spovediți, ne știm că ne vedem unii pe alții, dar spune, îi cunoaște doar pe cei care îl iubesc. Stăm să ne gândim, cum adică, îi știe pe toți, dar îi cunoaște numai pe unul. Îi cunoaște doar pe cei care îl iubesc, pentru că prin iubire e adevărata cunoaștere. Exact ca și lovitura de la picior. Abia când trăiești senzația aia, atunci cunoști cu adevărat ce înseamnă durerea. Până atunci doar ai știut de ea, dar n-ai cunoscut-o cu adevărat. Așa este orice experiență profundă, trebuie trăită. Ce mă califică pe mine să vorbesc despre această trăire? Avem aici pe părinții care, sigur, ar putea să vă spună foarte multe și nu doar multe, ci și lucruri profunde și sunt convins că vă spun de fiecare dată când dau prilejul. Am avut ocazia, odată, să trăiesc un eveniment care mi-a schimbat viața și îl spun nu spre lauda mea, ci spre lauda lui Dumnezeu, pentru că eu eram ăla sucitul pe cale și doar Dumnezeu era cel care mă îndrepta. Știți, probabil, povestea Sfântului Apostol Pavel, când el se numea Saul, era unul dintre cei mai străluciți elevi de la teologia din Ierusalim, era socotit un fel de șef de promoție și era o mare nădejde, el și împreună cu arhidiaconul Ștefan să rămână ca urmaș în locul bătrânilor din Sinedrie. Și era atât de iubitor de tradiție, dar neînțelegând cu adevărat creștinismul, pentru că el doar rațional le socotea pe toate, nu le simțea nimeni, încât a considerat că trebuie să îndepărteze creștinismul, pentru că nu îl înțelegea, și să-i aresteze pe creștini. Și mergând pe cale către Damasc, i s-a arătat Domnul Iisus Hristos pe cale. Cum? I-a vorbit cu o voce de tunet, cum ar fi că vorbim astăzi la microfon, dar gândiți-vă că ar fi atât de tare încât s-ar putremura, cădea de drapoadele, cădea candelabrul și mai departe de zgomotul, de cuvântul puternic. Atunci oamenii au căzut de pe cai și pe cămin. Vă dați seama că s-a speriat și a dat seama că e ceva nepământean și a spus, cine ești tu, Doamne? E clar că ești un domn, ești un stăpânitor, ai o putere foarte mare. Cine ești tu? Să știu să mă închin ție. Și el a spus, eu sunt Iisus pe care tu îl priconești. Știți că noi atunci când la țară, probabil mai știți unii dintre dumneavoastră, poate mai aveți grădini, mai aveți gospodării pe la satele din preajmă, atunci când vrem să cuivenim un animal, adică să batem un pilon, un țăruș, un pământ, îl legăm cu o funie sau cu un lanț și el se învârte încet, ca așa îl lasă lanțul să se învârte. În trecut, bătrânii spuneau că țărușul e cetul pământului și aveau dreptate, că dacă ei o fază și pui degetul pe suprafața ei, poți să spui că centrul ei, că în orice direcție ei e egal. Și atunci, dacă faci un țărâș și un pământ, poți să spui că e centrul suprafeței pământului. Și arcul de cer pe care îl făcea animalul acolo când se îndârtea așa pe coivană, spune că e lumea asta, așa ca și cum îi întoarce dimineața și vezi către răsărit, către apus, cât poți să prinzi cu vederea, deci asta e lumea. Deși noi nu putem să vedem mai mult de vreo 10 km. Apare cultura Pământului și noi spunem asta e lumea. Și cu cerul e la fel. În mijlocul cerului avem o stea pe care numim steaua polară, steaua Nordului sau Sirius. E chiar în centrul calotei stelare. Și toate stelele se învârt în jurul ei. Ea niciodată nu se mută de acolo, tot timpul e fix. Și atunci putem să spunem că aia e centrul cerului. Și dacă le dăm centrul cerului, acea stea cu centrul Pământului care-i țărușul, avem
avere a face cu axul lumii, cu axul cosmosului. Adică care face legătura între centrul cerului și centrul pământului. Și cine este în același timp și centrul cerului? Nu? Dumnezeu. Și este și centrul pământului. Este Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, care are în sine și cerul și pământul. Și atunci el întreabă pe Sfântul Viitorul, Sfânt Apostol Pavel, ți-e mai ușor să dai cu piciorul în țepuș, adică în axul Universului, sau să te ții de el? Pentru că e cel mai sigur lucru. Și atunci a dat seama Sfântul Viitorul, Sfânt Apostol, cu cine are de-a face și spune, Doamne, Doamne, cred, acum înțeleg cine ești. Așa ceva mi s-a întâmplat în 90, când, după sistemul comunist, nu aveam prea multă învățătură teologică, nu aveam religioasă în școală de fel, țin minte că mai primeam și nota 4 la purtare, dacă afla învățătoarea că ne-am dus la înviere. Vă dați seama ce vremuri au și probabil și nici dumneavoastră, probabil mulți dintre bătrânii dumneavoastră, poate chiar dumneavoastră ați pățit-o să fiți obstrucționați în carieră de faptul că sunteți credincioși sau că erați atunci la vremea respectivă. Unii chiar au fost dați afară din serviciu, oamenii nu veneau la biserică să se cunune, se cununau pe ascuns. Unii rămâneau la comunia de la sfat, doar pentru faptul că le era jenă fața autorității, le era frică de repercursiuni. Pentru asemenea situație, vă dați seama că am crescut departe de învățătura adevărată de Dumnezeu. Bineînțeles că bunicii ne duceau și pe noi la biserică, când eram în vacanță, puteam să mergem de Paști, de Crăciun. Dar nu era suficient pentru un adolescent care vrea să afle mai multe, să afle de ce. Noi toți întrebăm de ce, ce avem de făcut și de ce. Astea sunt întrebările pe care le vedeți și la copiii de o șchioapă care sunt la creștere, nu ajung la grădiniță. Când încep să meargă și să vorbească, primul lucru care vă, ce e asta? De ce trebuie să fac asta? Nu prea avea cine să ne spună. Și atunci am fost foarte mult atras, cum vedem că societatea acum sunt foarte multe, chiar uneori prea multe, covârșitor de multe ispite de căi spirituale, așa zise căi spirituale, căi divine, orientale, occidentale, tot felul de invitații, tot felul de secte, de organizații secrete, mai puțin secrete, care îți promit marea acusare, spun că îți dau putere spirituală, îți dau putere economică și așa mai departe. Și oamenii sunt tentați, sigur că sunt tentați, atunci când nu știu de fapt care este adevărul, cine este cu adevărat Dumnezeu. Și totuși ceva din ce îmi spusese bunicii mi-a rămas în minte, mi-a rămas în suflet. Știam când mă duceam la biserică, când trec satul la înviere. Și dacă vă uitați aici la zidurile astea, probabil că bătrânii noștri nici nu-și închipeau că se va putea construi așa ceva. Știți ce micuțe sunt bisericile de sat? Cât puteau ei din bănuțul lor, din puținul lor? Erau oameni care se mulțumeau cu puțin. Dacă aveau o căruță, era mai mult decât astăzi, dacă ai fi avut un avion. Și atunci ei, în bisericuțele alea mici, își duceau traiul, acolo se întâlneau cu Dumnezeu și când pleca tot satul la înviere, nu mai rămâne nimeni în casă. Toată lumea se ducea la biserică. Era un singur cuget, ci mergeam cu ei și era o bucurie. Era o familie mare. Și acea familiaritate, vedeți ce mult contează cine îți pune sămânța și cât e de puternic. Acea familiaritate m-a făcut să caut acea familie de suflet, tot timpul să o caut în sufletul meu, să o caut la reper și să spun, Doamne, eu știu că Tu existi, știu că ești pe undeva, știu că ești cumva, dar nu știam prea bine cum. Și totuși am fost tentat să mă duc în lumea dinspre răsărit, în răsăritul extrem, în Orientul extrem, să studiez științe oculte și alte cele, și pe cale Hristos mi s-a revelat ca Sfântul Apostol Pavel. De ce mie? Nu știu. E un dicton care spune, dacă nu acum când și dacă nu noi cine? Noi suntem oamenii cei mai de bază în viața noastră, nu avem pe alții decât pe noi înșine. Spune și Sfânta Scriptură că e blestemat omul cel ce se încrede în om, pentru că fiecare om e slab.
Eu însumi m-am trădat pe mine de multe ori, eu însumi am fost atât de slab încât n-am putut să am încredere nici în mine, atunci cum pot să am încredere în altul? Nu că omul n-ar fi de bună credință, dar oamenii sunt slabi. Și atunci noi, avându-ne pe noi, noi să facem ce putem să facem. Să nu întrebăm ce fac alții pentru mine, să întreb ce pot eu să fac. În primul rând să văd cum să mă pun eu pe picioare și apoi când simt că stau pe picioare să-i ajut și pe ceilalți. Și uneori îi ajut și înainte să mă țin prea bine pe picioare. Asta este de fapt care. Să fii deschis către cel din preajma ta, să-l ajuți la pe tine însuți. Și am început cu mine însuți, să merg pe cale, să-l întreb, să caut. Și Hristos mi-a apărut pe cale. Și am avut o conversație cum a avut Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului, în care mi s-a spus, nu te mai închina la zeității de astea, că nu sunt Dumnezei adevărați. Nu mai medita pe centrele energetice, pe tot felul de puteri și energii ca să zbori și ca să... Că nu e nevoie de lucrurile. Pe frecvențele, exact ca la radio, când cauți o anumită emisiune, nimenești niște posturi de radio care nu-ți plac, nu-ți mai posti pe ele. Și trebuie să cauți până găsești postul bun. Nu sta pe frecvențele alea, nu căuta pe posturile radio pe care sunt zeitățile alea. Că nu sunt bune, nu-ți vor binele. Vor să-ți ia toată vlaga. Te ajută cu o zecime din vlaga ta și nu o zecime mănâncă ele. Nu sta pe ele. Ci vină și capul. Și mi s-a spus și clar unde să o iau de la inimă spre stânga, să cobor în jos două degete. Apoi, mai târziu am aflat de rugăciunea inimii pe care o fac sfinții, care o fac călugării, când îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos. Și când spusese lucrurile astea oamenilor cu care eu mă duceam către Orient și care au inițiați în religiile respective, să mă speriau. Și au spus, dar cine ți-a spus lucrul ăsta? De unde știi? Că știm și noi de locul ăla, dar acolo te întâlnești cu ce numele căruia ești botezat. Și atunci au dat seama că ești botezat creștin. Și s-au speriat. Și au spus, dacă a intervenit Hristos să te cheme înapoi acasă, nu ne e frică, nu vrem să-L supărăm pe Hristos. Întoarce-te acasă. Și m-am întors și am înțeles că asta este calea. Și vă întrebați, de ce mie? Nu știu. Nici eu nu știu de ce mie. Poate pentru că am avut îndrăzneala să las totul, casă, masă, părinți, neamuri, și să zic, nu știu dacă mă mai întorc acasă, dar eu vreau să-L găsesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu văzând, probabil, nebunia aia copilărească, sinceritatea aia de copil care lasă tot și merge să-L găsească pe Dumnezeu, a spus, hai bine, nu te mai cu acolo, vin acasă, că acasă sunt. Sunt aici, mă găsești în biserică. Și așa m-am întors acasă și din inerția acelei întâlniri mă hrănesc iarăși, iarăși, mă văd tot mai nevrednic, nu-mi dau seama cu ce am crescut, îmi dau seama numai cu ce m-am micit, cât de mult am slăbit lăuntric. Și mă uit la alții dintre dumneavoastră care, neavând această șansă a întâlnirii pe cale într-un mod conștient, totuși vă îmbunătățiți fără să vă dați seama. De ce? Pentru că Hristos este aici, în biserică. Noi când ne întâlnim cu El în Sfintele Taine, când ne întâlnim în liturghie, El e foarte prezent. Foarte puțin dintre oameni realizează cât este El de prezent. Că de asta se face confuzie în lumea multe de răspunării. Păi dacă vrei, poți să mergi la psiholog sau să mergi la preot, numai să-ți descarci sufletul. Nu e același lucru. Psihologul e un simplu om care te ascultă, te învață pentru niște șmecherii mentale prin care să te păcălești pe tine, că n-ai nicio problemă, dar tu, de fapt, problema o ai în continuare. Însă preotul are putere de la Hristos. Și Hristos i-a spus celui care îl urmează ce va urma. Dacă mă urmezi pe mine, îți asum viața mea, îți asum modelul meu, acestea vor urma. Vei vindeca oameni, vei scoate demoni afară. Ce le lasă el apostolul? Ce putere spune? Vă dau puterea mea, tot ceea ce legat s-a dezlegat, să rămâne legat s-a dezlegat și pe pământ și în cer. Iată ce putere foarte mare le dă la preot. Și preotul și spune în spovedanie, el ne vrede cu preotul lui Dumnezeu, că el recunoaște că nu-i vrednic. El știe, conștient că nu-i vrednic, nu știe problemele, știe slăbiciunile, știe cu ce se vorbește toată ziua și toată noaptea. Că de-aia avem și cu căciunea ca la mascul. Toate cele ce le-am greșit și cu voie și fără de voie. E ușor să spui unul, uite, îi pare locul.
Dar noi unele lucruri le-am făcut cu voie, nu cu rele. Și pe acele mi le arată Dumnezeu. Iată dar ce putere are Dumnezeu și de aceea Dumnezeu spune, eu nevrednicul, vreau cu Dumnezeu care poate să mai nevrednic decât tine, om creștin care vine la spovedare, dar e treaba mea cu Hristos, eu cu puterea ce mi-a fost dată, deci nu el mi-a puterea, ia lui Dumnezeu puterea, cu puterea ce mi-a fost dată, te dezleg pe tine, nu e Tatăl meu și o să spun. Iată dar ce putere mare dă Dumnezeu unui preot. E o putere înfricoșătoare. Mi-aduc aminte de o poveste de-a lui Gala Panaction. Probabil că unii dintre voi să-l mai știți din istoria literaturii române. A studiat la literatură, el a fost și un preot. Și la un moment dat s-a grăbit să ajungă la un copil nou născut care era pe moarte, repede să-l boteze. Și până a ajuns el acolo, copilul a murit și atunci preotul îl ceartă pe înger. De ce l-ai luat? Că zice că ai văzut că m-am apucat deja să sfințesc capa, să pregătesc toată lucrurile să fac rugăciunea. De ce l-ai luat? Ai văzut că eu m-am apuc să-l botez. Adu-l înapoi. Și l-a pus îngerul, i-a pus sufletul înapoi, copilul a înghiat, l-a botezat. Și acum spune, n-ar fac o să vin și l-a luat. Iată, dar ce putere mare are un preot. E ceva inimaginabil. În ziua de astăzi ne uităm la tot felul de filme, la televizor, vedeți atâtea modele de supereroi. De Superman care zboară, de Batman, de Spider-Man, de tot felul de puteri paranormale. Dar uităm că le sunt lucruri de la televizor care nu sunt adevărate, în schimb preoții sunt adevărați. Și au puterea de la Hristos. Și mi-au o putere foarte mare să jertfească pe altar trupul și sângele lui Hristos. Îmi spune, bine, am auzit lucrurile astea, am auzit. Dar oare am fost atenți la ele? Oare am văzut cu adevărat ce se întâmplă acolo? Numai că am auzit. Mi-aduc aminte când eram copil, eram lăsat cu bunicul pe marginea apei, erau rațe. Și-a bătut din palme, au zburat rațele, zice, n-am unde-s rațele? Păi nu sunt. Păi cum nu sunt, măi? Păi nu sunt. Păi ia mai gândește-te. Păi zic, nu sunt aici. A, asta e altă treabă. Nu că nu sunt, nu mai sunt aici, trebuie să fim foarte atenți la nuanțe. Dacă suntem atenți la ce se spune în Sfânta Liturghie, atunci când preoții sfințiți pun pâine și vin acolo, ei îngenunchiază pentru că în momentul respectiv vine Hristos. Și Hristos se atinge de pâine și de vin. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră v-ați curentat vreodată în viață. Că suntem într-o lume modernă plină de curent de fire. Sigur v-ați curentat vreodată. Și știți că dacă cineva se curentează și pui mâna pe el, te curentezi și tu, că trece curentul. Așa și la Mărtășani. Curentul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, intră în pâine și vin și ele nu mai sunt pâine și vin obișnuite, sunt trupul și sângele lui. Și atunci când vă cheamă Părintele să veniți să vă împărtășiți cu Hristos, e chiar Hristos acolo. Dacă cineva va spune, veniți că Hristos este în centrul tăbei, n-ați venit, fuga repede, toți să vedeți pe Hristos. Cine n-a venit? A venit toate televiziunile, să vadă că a venit Hristos. El este aici în fiecare liturghie. Și noi nu realizăm că El e acolo, e pe masă, e în cupa aceea de pe altar. Și când noi mâncăm, puterea Lui trece în noi. Când vă e frig, știți cum faceau bătrânii, când era frig în casă, frig mare și nu puteau să încălzească tot. Soba nu ducea la așa frig mare. Știți ce făceau? Luau o cărămidă, o încălzeau pe lemn sau în cuptor undeva așa, o înfășurau cu o obială și o țineau în pat unde dormeam și se încălzeau de la cărămidă. Știți lucrul ăsta? Ei, gândiți-vă că dacă e o cărămidă în brațe, cărămida nu are nicio putere. Dar vedeți că în ea poate să intre căldura de la cuptor. Ținându-o la cuptor, intră în ea căldura și noi luând cărămida se transmite căldura la noi. La fel este și cu pâinea pusă pe altar. Hristos intră în ea și pune căldura lui în pâine și noi când mâncăm pâinea aceea sfințită, care e deja trupul lui, în noi intră trupul lui. Și atunci suntem purtători de Hristos. Veți spune, bun, și la ce ne folosește lucrul ăsta, că doar atâtea ori ne-am spuvenit, ne-am împărtășit. Dar n-am fost conștienți ce putere avem în noi.
De ce de multe ori n-a funcționat puterea din noi? Aduceți-vă aminte când la un moment dat s-au supărat apostolii. S-au supărat că poporul din jur era necredincios. Și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos să chemăm foc din cer ca odinioară pe vremea lui Moise. Să cadă peste aceștia, să-i distrugă, că sunt necredincioși. Și ce le-a răspuns Domnul Iisus Hristos? Voi nu știți ce putere are, nu știți ce Duh e în voi. E Duh de iubire, Dumnezeu e iubire. Cum să chemați să distrugeți pe cineva? Voi să chemați să-i privească tot răul din ei și să se schimbe, să fie oameni buni. Și acum revenim la ce avem noi de făcut. Ce avem noi de făcut ca oameni, mai ales acum în post? De ce ni s-a lăsat postul? Credeți că postul este o invenție lăsată așa de preoți ca să îi manipuleze pe oameni, cum spun unele gurele din presă? Sau că sunt lucruri prin care biserica îi ține sub control? Ține sub control populația, nici vorba. Posturile acestea erau și înainte de creștinism. Le aveau și grecii antici, erau pionisine mari și pionisine mici, posturile mari și posturile mici. Le aveau și extremi și orientali din Orientul apropiat. În cultul lui Mitra existau posturi. La egipteni existau posturi. Toți au posturi. De ce? Pentru că așa funcționează organismul uman. Am văzut de curând niște emisiuni științifice, cu date științifice, sociologice, adică luate grupuri de oameni din diferite țări și supuși aceluiași experiment, să vadă cum reacționează oamenii dacă nu mănâncă carne. Și au văzut că nu e bine că e un dezechilibru, au nevoie și de carne și de vegetală. Și atunci au căutat o zi carne, o zi fără carne. N-au fost schimbări majore. Și până la urmă, după multe încercări, a reușit că cel mai bine ar fi dacă două zile pe săptămână n-ar mânca carne. Și au găsit că cel mai bine așa ca ciclu ar fi miercurea și vinerea. Iată că erau oameni care nici măcar nu erau creștini, făceau studiile astea medicale și nu au făcut decât să demonstreze valoarea postului de pe parcursul anului. Când noi mâncăm miercurea și vinerea de post. Iar când sunt posturile acestea mari, pregătitoare înainte de Crăciun și înainte de Paști, sau posturile mici de la sfârșitul lui Iunie sau cel de la începutul lui August, sunt posturi care ne ajută pe noi să ne schimbăm lăuntric. Demonstrat deja științific că în 40 de zile un om își schimbă informația genetică, adică în celulele lui se copiază ca și când tu ai o carte veche care poate e zrențuită și nu mai poți să o ții. Și atunci trebuie să o copiezi pe altă carte, copiezi pe curat, ca să nu pierzi ce era pe caietul la rup. Atunci, tot așa organismul ia din ADN, copiază pe ADN și înapoi pe ADN și curează tot operațiunea asta 40 de zile. Deci, în 40 de zile, un organism e înnoit. Și atunci, dacă unui om îi dai o mâncare de post din de 40 de zile, îi dai un fond de liniște energetică, lăuntrică, care se dandelează cu plăciune. Că dacă îi dai numai mâncarea de post, n-ai făcut prea mult. Atunci ai un fel de nutriție. E un fel de mâncare de regim ca la spital. Că spune, n-ai voie să mânci aia că te-ai operat. Sau ai boala nu știu care și la diabet n-ai voie să mânci. Nu e neapărat post. Este doar nutriție. Ca să fie post, trebuie însoțit de rugăciune. Ce înseamnă rugăciune? Oamenii știu că prin rugăciune înseamnă cer. Dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, fie-ți milă de mine, Doamne. Este și asta rugăciune. Dar rogo-rogare latină înseamnă înălțarea sufletului. De acolo vine rugăciune. Când mi se înalță nou sufletul? Stăm să ne gândim. Băi, când mi se înalță mie sufletul? Cum mă duc în vacanță, în concediu, așa, stă bucuros. Băi, aia e o rugăciune. Râs de cum e, chiar rugăciune. Dar e o rugăciune. E o stare de înălțare a sufletului. Mi-aduc aminte că Părintele Dumitru Stăniloae, unul dintre marii teologi ai secolului 20, mergea într-un tren, era împreună cu un cardinal catolic, mergea la o întâlnire internațională și înăuntru cu ei, în compartiment, erau doi tineri care se sărutau de zor. Evident, celălalt era jenat, iar Părintele Stăniloae spune, nu e așa ce rugăciune frumoasă? Și-a admirat
Așa e starea de suflet. Putem noi să ne rugăm încât să ne simțim la fel de bine ca doi tineri îndrăgostiți? Aia e de fapt rugăciunea adevărată. E iubirea lui Hristos față de biserică, față de om. Și ce iubire poate fi aceea mai mare decât să-ți dai viața pentru ăla pe care îl iubești? Cu Hristos. Deci iubirea maximă, starea de iubire, trăirea iubirii, nu înțelegerea ei, că atunci rămâne la știință. Cunoașterea iubirii, adică trăirea iubirii pe propria piele, aia este de fapt adevărata rugăciune. De multe ne scapă printre degete. Noi vrem să iubim, vrem să avem stare bună. Care dintre noi n-ar vrea când merge acasă să fie voios, să fie bucuros, să-și ia în brațe cei din familie, să spună, dragul meu copil, draga mea fată, dragă mamă, dragă tată, ai starea aia, când te duci cu toată acasă și atât de nervos, vii de la lucru, vii din oraș, de unde vii, cu atâtea lucruri pe cap și când ajungi acasă, nu mai zice, mama, bă, vezi că trebuie să cumperi cu tare sau copilul, tati, nu dai, și atunci te-i nervos, bă, lasă-mă pace, mai tu mai lipsei. Vedeți, în loc să vii cu iubire, te descarci, descarci prea greu pe cei din familie. Și atunci ce să faci? Cum putem să ajungem să trăim iubirea lui Hristos dintre noi? Ca să aibă rost ce luăm la împărtășanie. Că Hristos ne dă putere. E o putere atât de mare că nu-și dau seama oamenii ce putere e acolo. În școala de teologie știm că atunci când se pune pe altar pâinea și vinul acolo și se face rugăciunea de prefacere, știm că trupul lui Hristos este acolo sub formă de pâine ca noi să putem să mâncăm. Nu că El nu are valoare de trupul și sângele lui Hristos. Sunt situații în care unii dintre preoți, că și ei sunt oameni, se îndoiesc sau ezită și pierd și ei din credință. Și întreabă, Doamne, dar chiar e pe bune sau nu așa? Vorba vine că e trupul tău, e simbolic, e chiar. Și atunci Hristos, dacă îl vede că e cu adevărat sincer, vrea să dea pe peste picior pe Dumnezeu. Vede că e sincer, ca să nu-l piardă, să-l recupereze, transformă chiar în carne și sânge. Și dacă preotul vede că în potir s-a transformat chiar în carne și sânge, el trebuie să întrerupă liturghia, să îngenuncheze, să facă canon de pocăință, să-și ceară iertare lui Hristos, că pentru puțina lui credință, Hristos a transformat în carne și sânge. Că el trebuie să facă să se transforme din nou în parte de pline și vin, ca să poată oamenii să se împărtășească. Și dacă nu reușește, e posibil să se piardă cu firea, trebuie să vină în mijlocul bisericii, să îngenuncheze și să spună, iată ce s-a întâmplat, ce a făcut Hristos din cauza necredinței mele. Și atunci oamenii, dacă îi iartă pe preoți, poate să rămână preot. Vedeți ce putere au cei din biserică, suntem o familie. Numai dacă îi iartă oamenii pe preoți, poate să rămână preot. Și atunci toată lumea e invitată să îngenuncheze ca să se retransforme în parte văzută de pâine și vin. Și puterea care este acolo e putere de viață, fătăcoară. În clipa în care noi ne împărtășim cu ea, dacă noi transferăm gânduri de bune, de bine la familia noastră, vorbim de bine familia noastră, lucrurile se împlinesc. Mintea noastră creează realități. David, când a păcătuit mult și mult a păcătuit și a dorit foarte mult soția aproapelui său. Era un mare general, Urie. Și atunci l-a trimis pe Urie la război, unde știa că sigur nu are ca să rămâne cu soția lui. Dumnezeu n-a acceptat lucrul ăsta. Și pentru aia a murit copilul lui David. Și atunci David a plâns cu amar și a făcut Psalmul 50. Și așa de tare a plâns cu amar, încât lacrimile lui i-au zdrobit atât de tare inima, a putut să fie pătrunsă inima lui de Harul lui Hristos, de Harul lui Dumnezeu. Iată, dar că Harul lui Dumnezeu nu părăsește omul, stă lângă om, are răbdare, până când omul poate primi, poate simți. Și de ce zic Harul lui Hristos? Că Hristos încă nu se trupase prin Fecioara Maria. Și totuși Hristos a venit la El. Pentru că Hristos cine este? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus să fie, să ai așa, prin Hristos s-au făcut toate, că El e Cuvântul lui Dumnezeu. Și ni se spune în prologul Evangheliei lui Ioan că toate câte au venit la ființă, când am gândit microfonul ăsta și l-am făcut, când l-am gândit, da? Și atunci l-am făcut. Gândul ăla, în mintea mea, ideea de microfon, aia Hristos mi-o dă, El e banca de date, în El se află toate.
toate sensurile. Când am gândit ușa, ușa ce rol are? S-o poți închide, s-o poți deschide. Dacă o scoți de acolo și o pui pe picioare, devine masă. Și a pierdut sensul de ușă, devine masă. Toate sensurile lucrurilor sunt în Hristos. Și atunci când David și-a dat seama că păcatul e atât de mare încât el în veci nu poate prin propria putere să-l curețe, a spus, Tu, Doamne, Tu poți să cureți ce-am greșit și nu mai pot îndrepta. Te rog, vino și îndreaptă. Și atunci când Hristos a văzut cât de tare își dorește el cu pocăință să se întoarcă la Dumnezeu, atunci Hristos i s-a arătat Cel care se va întrupa. Și atunci El a văzut pe cruce și a prorocit despre El că va fi pus pe cruce, că se vor juca la sorți, hainele și așa mai departe. Și el a văzut ce a văzut Isaia, El a văzut ce a văzut Ieremia. Adică lui i s-au arătat tot ce au văzut prorocii în timp despre Hristos. Și atunci ce cum i-a spus? Domnul meu, i-a zis lui Hristos. Înainte ca Hristos să se fi întrupat cu sute de ani, i-a spus Domnul meu. Și pentru că dorința lui de suflet era atât de mare că să vină Hristos, el a venit în întâmpinarea, printre altele, a venit și în întâmpinarea rugăciunii lui David. De aceea este numit Fiul lui David, numai că vine din spița lui David. Că Domnul Iisus Hristos întreabă, cum eu sunt numit Fiul lui David, dar el, David, îmi spune Domnul meu. Pentru că credința noastră naște situații favorabile. Dacă noi credem, ce spune Hristos? Fiul a vouă întocmai. Dacă credeți cu adevărat, Fiul a vouă întocmai. Și spune El, dacă faceți un pas către mine, eu fac 100 către voi. E ceva extraordinar. Și El spune, dar cum? Și chiar așa puterea mea? Da! Și El spune, voi sunteți fii de Dumnezeu. Asta deja ne dă gata. Cum adică să noi fii de Dumnezeu? Că știm că El e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că noi, când suntem botezați în El, primim puterea de a fi Hristos în El, în modelul Lui. Noi rămânem, eu tot Claudiu sunt, dar sunt într-un Hristos. Nu sunt orice fel de Claudiu. Sunt într-un Hristos. Sunt o proiecție a lui Hristos în mine. Hristos are un pariu cu fiecare dintre noi. Crede în fiecare dintre noi. Noi nu credem în noi cum credem în noi. Ar fi cazul să avem încredere în Dumnezeu. Când venim și ne spomenim și ne Doamne, uite ce am pe suflet. De multe ori noi ne scuzăm. Știi că de fapt eu nu-s de bine. Eu n-am vrut să fie așa. Nu eu am creat situația respectivă. Noi ne scuzăm, ne justificăm. Dom'le, dar este situația, este. Îți pare rău că e așa, îmi pare rău. Asta e spovedanie. Nu mai contează că tu n-ai vrut să fie așa. Așa a ieșit. Câte lucruri noi am vrut să le facem bune și n-am ieșit bune. Și nu pentru că n-am vrut noi să iasă rău. N-am ieșit bine pentru că nu am fost noi desăvârșiți. Și un lucru care nu ți se bine când vrei să-ți iasă bine, se spune ratare. Ați văzut la fotbal când vine unul în fața porții, poartă goală și îl dă cu mingea pe lângă poartă. Aia e o ratare. Aia apostolii au numit-o amartia, pe care noi am tradus-o cu păcat. Păcat înseamnă ratare. Nu înseamnă rea intenție. Și era mai intenție un păcat. Dar păcatul principal e ratare. De câte ori eu vreau să fac bine în casa mea și mi iese prost. De câte ori vreau să fac un lucru în viață și mi iese prost. De câte ori îmi doresc ceva și simt că sunt neputincios. Aia e starea de păcat. Și atunci spun în spovedanie, Doamne, iată-mă, ăsta sunt, asta e adresa mea. Nu mă mai ascult. Nu spun că eu locuiesc în vila cea mai frumoasă din cer. Nu mă, eu sunt în casa ta cea mai plăcătită. În cap de eu acoperiș un cap de păcătos ce sunt. Aici sunt și te aștept la adresa asta. Și atunci Hristos spune, da, te văd și ție păcatul. Și atunci spune, să credeți că mi s-au iertat păcatul. Nu vă mai tot gândiți la păcate. Măi, dar ce-am făcut eu? Tinerețile mele, ce viață, vezi, dacă eu aș fi știut mintea unui de pe urmă, ce-aș făcut? Gata, v-ați povedit, sunteți oameni noi. Nu vă mai tot frământați cu tot ce-a fost. Cu tot ce ați greșit, cu tot ce putea fi și n-a fost. Le-ați povedit, mi s-au șters. Sunteți oameni noi. Și vă dă Hristos putere. E cum să antrenăm puterea? Este un sfânt, Efrem Sirul se numește, e din Siria. Nu întâmplător, e din Siria. Mari sfinți de referință biserică sunt din Siria. Vă veți întreba de ce din Siria, că vedem ce războaie acolo. Să știți că
Damascul a fost primul mare oraș creștin. De aia Apostolul Pavel mergea în Damasc, la comunitatea creștină de acolo, când i s-a arătat Hristos pe cale. Și un mare sfânt de acolo, evreu, când începe postul, el spune așa: să ne ferească Dumnezeu, sunt patru feluri de duhuri rele. Și spune el: Duhul trândăviei, nu mi-e da mie al grijire de multe, al iubirii de stăpânire și al vorbirii de șer. Ce înseamnă lucrul ăsta? Suntem atât de obosiți pe lumea din jur, vedeți că suntem asaltați. Aduceți-vă aminte cei care au trăit foarte bine până în 90, nu foarte bine economic, că magazinele erau bine ca acum. Dar lumea era mai tehnită, de ce? Că nu eram așa de bombardați cu atâtea lucruri. Ne uităm la știrile de la nu știu care oră și vedem toate grozăviile din lume, ne strângem sufletul de ce s-a întâmplat nu știu unde, prin Tokyo și noi n-am cum să afectăm lucrul ăla. Degeaba vedem noi cei în Tokyo, că noi nu putem schimba, nu ne frământăm noi sufletul. Vedem câte lucruri ne cere societatea, vedem câte lucruri ni se cer copiilor la școală și mai departe și nu mai știm cum să gestionăm. Și atunci ne apucă panica și spunem, lasă-mă, că nu mai vreau să știu, mă pun în fața televizorului și buconesc, să mă relaxez. Mă distrez, adică îmi mut mintea, asta înseamnă că am distrat. Schimb macazul, să o ia prin o altă linie. Îmi deturnez mintea, să nu mai fie atent la prostiile alea, mă uit la alte prostii, care nu sunt ale mele, sunt ale altele, dar noi. Și atunci mă sună careva prieten, ce ai văd că n-am ieșit de mult la o cafea, hai la o bere, nu pot, zic, sunt ocupat și sunt cu telecomandă. De fapt, eu nu sunt ocupat eu la ce fac, sunt ocupat aici. E prea plină mintea mea de tot felul de lucruri. Și asta aduce cu sine trândăria, nu mai e bine să mai fac. Sunt prea obosit, prea multe mi s-au cerut. Tata, mama, școala, serviciul, societatea, toți mi-au cerut. Eu nu mai vreau. Și atunci mă trândăvesc. Abia așteaptă dracu, zic, bravo, mă, bine faci, stai acum. Nu mai ești. Vorba cuiva, Palatiu Mulene, zicea, când auzi voce în cap, nu e rău, poate să fie voce bună. E când vocele le spune, stai acolo, că totul e bine, am pus să-ți pui probleme. Înseamnă că nu e bine. Că Hristos nu te vrea să stai să zaci. E ca și când e o carne, vie joc undeva și uiți pe stelaj, uiți pe rat, se împute acolo. Nu poți să lași omul care e o ființă vie să stea degeaba. Și atunci trebuie să-l scoți de acolo, să-l scoți din trândăvia. Dar trândăvia ce aduce cu sine? Că zici, măi, stai puțin, trebuia să-mi fac, trebuia să-mi fac, n-am apucat să le fac, trebuia să-mi fac ailaltă, mă așteaptă termenul cu tare, vai că n-am făcut mâncare pentru copii, vai că trebuie să mă duc acolo să plătesc bălea la bancă, trebuie să ajung și până la servici, stai că trebuie să pun și alea în grădină și stai că mi-a pus chinile și atunci te apucă toate și te frămânți. Și atunci apare grija de mult, nu mai poți vorbi. Că atâtea griji în cap, ca și când până mâine a trebuit să rezolv problemele lumii. De fapt, dacă ai la o singură problemă, să o rezolvi, ar fi suficient. Atât te frămânți, știți povestea cu drobul de sare. Că era un drob de sare pe marginea sobei și când era patul copilului, nou născut. Și era și mama, și soacra, era și moașa, și toți se uitau la copil și plângeau, băi, că dacă eu pică drobul, nu se ducă să pun una pe drob să le-a de acolo, sau să ia copilul. Așa și omul cu drobul de sare, apare grija de prea mult. Și atunci ai zicat la românească, ca prostul de drum, de grijă altuia și cu făcuindă de drum lung. Moare acolo de atâta grijă. Ei, ce faci la un moment dat? Te mobilizezi și spui, bă, nu mai gata, vreau multă grijă, eu mă apuc acum și fac. Deci eu sunt stăpânul meu și atunci apar cursurile astea, că dracii au trebuit să-și trimite emisare în lume. Dracii sunt îngerii căzuți. Și le spunem noi extraterestri. Sunt îngeri, să veniți din altă lume, sunt înainte de lumea asta. Dar sunt căzuți. Au minte că noi dacă am face 7 vieți teologie, n-am știut teologie ca ei. Dar ei au și șmecherie. Nu vor să asculte de noi. Vin cu șmecheria. Și atunci vin cu cursuri de leadership, cursuri de dezvoltare personală. Eu îți dau diplomă, să arat. Tu poți să te dezvolți, să fii cu stăpânul vieții tale, să ai succes în afaceri, nu știu ce. Deci tu până ieri erai trinul lui Brocodino, erai cutie nimeni drum și acum din vreodată în 2 săptămâni îți iei o diplomă de aia, le arăți la vecii, eu știu, eu sunt mare, eu sunt tare. Și ăsta se numește Duhul
stăpânire, în care tu vrei să stăpânești tot. Tu să fii omul care pune fiecare virgulă în viața ta. Nu poți așa. Pentru că viața e mâna lui Hristos. Știu un suedez care așa a vrut să stăpânească viața lui și a dat obosit. Nu mai bun. Și s-a apucat de băut, a căzut în coma alcoolică, nu a fost nimeni să-l scoată din coma alcoolică, nu a murit, s-a trezit după o săptămână tot deshidratat în pat, abia s-a ridicat în capul oaselor și zice, Doamne Iisuse, și apare Hristos, s-a apucat cea patru, da, păi tu ești Doamne, eu, da, păi cum ai venit, păi acum nu mai ceruleri, nu știu, nu mai ceruleri, nu știu ce avere, ai spus Doamne, m-ai chemat ca un prieten, m-ai chemat din toată inima și a venit tot lângă, ca un prieten, a venit lângă tine. Păi Doamne, zice, dar n-am făcut tot ceea ce omenește posibil în viața mea. Ba da! Zice Hristos. Păi și atunci de ce nu mi-a ieșit nimic, Doamne? Și Hristos se întreabă pe mine, de ce nu mi-ai lăsat lucrurile? Că așa e omul, vrea El să le stabilească pe toate. Dacă nu ți iese lucrul. Vedeți, astăzi nu mi-a ieșit să fim la Casa de Cultură. Nici nu trebuia. Eram prea încărcat spus de Duhul, de gânduri, de oboseli, de altă ce trebuia să vină întâi la masă, să primim iertarea de păcate, să primim binecuvântare, să fim în altă stare. Și aici e casa lui Dumnezeu, e firesc să fim aici. Nu trebuia să ne încordăm, vai, dar de ce nu? Eu nu pot să rezolv repede, hai să sunt pe primar, dar cum nu ne că-i sau la noastră? Vedeți, asta înseamnă Duhul de stăpânire. Oamenii când văd că nu pot nici cu Duhul de stăpânire, să stăpânească ce vor și ce nu vor și ce le se cale, atunci ajung să vorbească urât, să ia peste picior tot, să mai conteze pentru ei, să miștocărească. Și la noi plin de seriale de miștocăreală la televizor. Că dacă omul poate să facă o treabă, măcar să facă mișto. Și atunci e grăirea în deșert, asta se numește. Și încep să spui că n-are rost. Ce sens are să mai mergi să te rogi? Ce sens are să mai fii cinstită? Uite câți necinstiți sunt. Ce sens are să mai tragi tu serios când altul fură? Ce sens are ca tu să fii integru, etic, normal, când toată lumea normală? Ce sens are să mai crezi când, uite, sunt atâția necredincioși, uite de ce vine omul? Ăsta e cel mai mult drag care și-a pus la propriu. Vezi, când stai de oameni ăștia cu miștocare, care le vezi, simți așa un gust de un miros de sulf. E neplăcut. E un drac care îți mănâncă și creierii, îți mănâncă și sufletul, toată vlaga aceea. Și ajungi la un moment dat să nu te mai poți bucura nici de tine însuți și de clipele tale, de atâta vorbire în deșert. Și atunci ce spune Sfântul Efrem Sirul? Duhul curăției din mine, adică curăță-mă, Doamne, cum mă curăți? Cine poate curăța? Pe David cine l-a curățat? Duhul Sfânt. Hristos i-a văzut de la Dumnezeu, Duhul Sfânt, l-a pus pe El, Sfânt. L-a inspirat. Și la unde îl primim? În biserică, vin și mă spovedesc. Să primești Duhul curăției. Și când primești Duhul curăției și te liniștești, nu? Ca atunci când așa de greu ți-a fost și ajungi în brațele mamei și al tatălui și te prind și plângi în brațele la părinții tăi, din tot sufletul, așa cum pohode, așa te liniștești, așa liniștești. Și atunci apare un duc de smerenie, a gândului smerit. Doamne, uite ce simplu era. Nu trebuia să vină acasă, trebuia să vin în satul copilăriei mele, să mă plimb prin grădină, pe munte, pe deal. Doamne, dar bine, cine trebuie mie să-mi bat atâta capul, că atât de lucrul asta au zis-o și Cioran, după zeci de ani de stat în Paris, deci a trebuit să plec pe dealul copilăriei. Când îți vine gândul de smerenie, văd gândul de smerenie când te liniștești și îți dai seama, mă, sunt un om. Ce trebuie să fac atâta? Că Dumnezeu face partea mea, să o fac pe-a mea și știe Dumnezeu și mă ajută. Abia după gândul ăsta îți vine răbdare, începi să fii răbdător. Că știți, noi suntem nerăbdători în general, noi vrem toate să le facem deodată. Să câștigăm peste noapte, să știm peste noapte, să dobândim peste noapte, toate să fie peste noapte, dar noi să nu depunem efort. Și nici să avem răbdare. N-a văzut nimeni vreo sămânță care să crească așa, peste noapte. Cine a văzut să pună o grădină și a doua zi să fie? Acum se mai întâmplă că bagă cu siringa în ele și cresc așa frumoasă și au pus de plastic.
Și atunci ce e de făcut? Să avem răbdare. De ceea ce ne-a bine, bine răbdare cât? Că la un moment dat m-am săturat, păi după răbdare vine îndelungă răbdare. Păi da, și odată cu răbdare, când avem răbdare, nu ne grăbim să spunem, uite, ăla a greșit, ăla e rău. Că vedem, a vedea și a discerne, nu înseamnă a condamna, a judeca, în adevăratul sens, înseamnă a-ți da seama că nu e lucru. Noi de multe lucruri ne dăm seama pe așa. Ne dăm seama că un lucru nu merge bine, că un om este răuvoitor, că altul face nu știu ce. Judecăm cu mintea, dar nu condamnă. E o diferență. Avem răbdare. Și dacă avem răbdare, să vedem că Dumnezeu nu bate cu lucru. Dar judecata lui Dumnezeu se vede. Niciunul dintre cei care fac nedreptăți nu rămâne fără o pedeapsă. Și nu pentru că Dumnezeu vine și dă cu multă, ci pentru că Dumnezeu lasă de capul lui. Și o zicală la un sfinț care spune așa, fiecare de capul lui atunci dragă cu fiecare. Dar dacă ai răbdare, începe să-ți fie chiar milă de oamenii care au greșit. Că vezi ce li se întâmplă. Și încerci să le spun, măi, omule, nu faci așa că nu ți-e bine. Cu răbdarea vine și iubirea, Duhul de dragoste. Cel mai puternic Duh pe care îl cheamă Efrem Sfântul Rugăciune spune Duhul dragostei, Duhul iubirii. Auzeam în noastră iubirea care nu judecă, care le crede pe toate. Vine omul și spune, hai bă, uite, atâta te costă. Spune o faianța asta, te costă 10 milioane, chiar dacă te costă 6. Dar eu îl cred pe cuvânt. A, mă, dar atâta pe ciudata îi dau. Lasă, face și cu buzunar dacă vrea. Spele-se cu ei pe cap, că dă Dumnezeu alții. Iubirea nu judecă. Vei spune pe mine, dacă ești așa iubitor, te iau de prost. E un fel de a spune prost. Te ia de simplu. Știți că am fericit. Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor va fi împărăția cerului. Nu e ce fel de prostie. Ai spune că e o prostie sfântă. E în aparență prostie, dar nu e prostie. E o simplitate. Unul dintre primii mari călugări care și-a făcut prima comunitate în jurul și-a adunat ucenici și-a făcut prima comunitate cunoscută în istoria noastră de călugări în Hristie, a fost Sfântul Antonie cel Mare. El între ucenici avea o grămadă care știau bine teologie. Erau oameni cu studii, care vreau să noi acum cu facultate, și care știau la degetul mic, știau să spună toate definiții, toată teologia, să te învârtă, să te explice. Ei, el mai avea și un ucenic care nu știa atâtea, mai era și analfabet. Ceilalți râdeau de el, făceau mișto, luau peste picior. Pentru că ăla era simplu, nu era prost, nu era simplu. Și la un moment dat a venit un părinte cu copilul lui demonizat. Și copilul ăsta demonizat avea un demon în el atât de puternic că nimeni nu putea scoate. Și Antonie le spune ucenicilor, păi știți rugăciunile, că sunteți teologi, faceți rugăciune să iasă afară demonul. Și s-au apucat să facă rugăciune și a ieșit un demon urât, fricoșător, că ăștia s-au temut. Au amuțit, nu mai știu ce să spun. Na. Au venit la Antonie, nu putem, cum apare la cum nemuie, nu mai știu ce zic. Păi nu nimic, uite, ci chemați-l pe Pavel ăsta, simplu. Ăștia, nu să râd, de acoate. Hai să-l vedem cu ăsta acum, hai să ce râd, și plecau mâine. Și s-a arătat demonul la Pavel. Și Pavel a început să râdă. Și a început să râdă cu poftă și demonul s-a enervat, s-a apucat. Dar de ce râzi mai? Păi zice, mă, te-ai uitat de oglindă, de ce ești așa de mult? Și atâta o râs de el, că demonul s-a pus și n-așa plecat. De ce atât ce înseamnă simplitate? Simplitatea țăranului, simplitatea omului din popor, nu era prostie, ci era necomplicație. Când vezi lucrurile simplu, le vezi numai bine. Spunea un lucru bun, cules din popor, domnul Dan Puric, despre țăranul român, când vede că nu poate să schimbe un lucru, ce lasă așa. Nu trebuie să fim cu Duh de stăpânire, să schimbăm toate, să rezolvăm toate, ci să avem încredere în pronia lui Dumnezeu. Acum, nu știu dacă ceea ce v-am spus eu, considerați că vă va fi de folos. Dar să aveți întotdeauna conștiința că și ce nu știți vă va descoperi Dumnezeu, atâta vreme că țineți de biserică ca de o familie. Și să vă ajutați unii pe alții, că nu-i puțin. Spune Sf.
unii care poate n-au nu știu ce aproape lângă ei. Te sfătuiești cu cei pe care îi ai. Am făcut un experiment. Am văzut că lumea se răcește, se îndepărtează, mai ales după 90 ani. Și sunt în același loc, locuiesc din 70 și ceva. Și am zis, mă, hai să încep cu vecinii mei. Nu știu cum, că nu mă pricep niciun. Și nici nu știu să am eu vreo putere, dar hai să încep cu un bol. Zic, uite, în fiecare zi, mă uit pe calendar, mă gândesc la un lucru bun. Un lucru bun, o idee bună pentru ziua respectivă. Și trag o liniuță în dreptul zilei, o liniuță de sus în jos, așa ca și verticala crucii, și cobor, ies pe scară, mă întâlnesc cu vecini și încep să spun altfel. Să-i face pe ei să zâmbească, să se simtă bine. Și atunci mai trag o linie orizontală pe care așa am făcut o cruce. Și dacă fac în fiecare zi câte o cruce, zic până la sfârșitul postului, am 40 de cruci cel puțin. Ei, și am văzut că începând așa, am venit idei și am pentru fiecare om câte un gând bun. La fiecare om scot în evidență ceva. Și când nu pot să scot în evidență ceva, ce mai face sau îi lasă să vorbească, oamenii sunt însetați de vorbire, pentru că nu se spovedesc. Cu cât omul nu se spovedește, cu atât vorbește mai mult, ca mine. Și stai de vorbă cu om și îl asculți. Când ai ascultat ceva, dar ce bine face că am vorbit cu tine, vai ce sfat mi-ai dat, nu am dat sfat, când am ascultat, nu, da, aveți dreptate, așa. Dar omul se simte bine. Și stând de vorbă cu unul cu altul de comunitate, la un moment dat comunitatea a început și să fie bine, să vorbească și ei între ei. Să-i văd că din nou se adună pe labiță, cum ziceam, de pe bancă în față, că vin unii la alții și aduc la alimente, că merg să cumpere unii pentru alții, că se ajută unii pentru alții unde am dormit la sfat, la primărie, că, eu știu, vin să înceară ceva acasă, sfaturi medicale, să zice, ei, deja comunitatea e bine. Și mergând la biserică, am văzut că a început să se numească biserica. Vedeți, am început de acasă în biserică. Au început vecinii de acasă să ne priere, să-i văd în biserică, nu ne prea vedeam ce să ne vedem. Foarte bine este atunci când vine întâlnirea celuilalt și veți vedea cât de puțin faceți ce mult crește. Că pui o sămânță și crește după aia. Tot așa cum dacă pui un gând rău, nu ce spune și ne seamănă cu un colegi furtună. De ce să pun un gând rău? Un om poate mi-a greșit cu ceva, poate eu am greșit cu un om. Chiar dacă am să aminte că săptămâna trecută am fost la cucin, la o conferință și am susținut acasă, era plin, mai plin, plin. Pe vremuri, dacă aveai o mașină, erai grozav. Acum, dacă găsești loc de parcare, ești grozav. Și nu am mai avut unde să-mi pun mașina. Și am parcat din cap, unde am făcut, am zis că dimineața se trezește, deși mă sună, că e vecinul meu și chiar în fața geamului. Săracul om, s-a jenat să sune, a stat vreun ceas acolo, până am coborât fierbuia de nervi. Așa rău mi-a părut de el. M-am enervat de ce s-o enervat. Doamne, ai dreptate. Și văzându-l în aceea zi acasă cu bagaj, hai să-l ajut, să intru cu el în vorbă. Așa încet, încet, o lăsat gata, nu mai fost la fel de nervos, o dat drumul. Și mi-am dat să uite, vezi ce bine este când stai cu omul și îl lași să zică oful lui. Nu să spui tu, eu știu că eu, de fapt, eu am vrut să pun acolo, că eu nu am fost de vină, că eu nu... Altcumva se poartă oamenii cu ei dacă tu te poți lumea. Și așa, asta e cara creștinească. Că noi de multe ori să-L urmăm pe Hristos. De cum să-L urmăm pe Hristos? Multă lume spune așa. Modelul lui Hristos. Care e modelul lui Hristos? Am văzut și masul, nu? Că s-a oprit pe cale, să ajute pe Samarinea în milostiv. Că de fapt acolo Hristos e cel care îl ajută. Aia este de fapt adevărata pintă. L-ajută pe cel străin, nici măcar cel bun neam cu el. Îl cheamă pe ăla care vedea că se zbate, că vrea să ajungă la Dumnezeu, chiar dacă el era vameș, era într-un tut, într-un sicomor, ăsta, domnul Zahel, îl chema pe Matei, care și el tot vameș, vine și cum face pe Petru, hai, deci îi cheamă pe cale cu el. Asta înseamnă că noi din orice meserie mai putem să ne apropiem de Dumnezeu. Nu trebuie să fii doar preot să te apropii de Dumnezeu. Poți să lucrezi la finanță, la MAF, spre exemplu, și să te apropii de Dumnezeu. N-are de a face meseria cu apropierea.
ci felul în care îți faci meseria. Nu garantează nimeni că dacă ești în biserică, preot, nu faci greșeli și te îndepărtezi de Hristos. Așa cum nu garantează nimeni că ești departe de Hristos dacă lucrezi la finanță. Este vorba de cum te porți. Gândiți-vă în fiecare zi când stați în sinele propriu, că sunteți la lucru, că sunteți acasă, că dormiți, că eu știu, că vă distrați. Gândiți-vă cum ar fi Hristos în locul vostru. Ce-ar face Hristos dacă ar fi în situația mea? Ne-e greu să dăm răspunsul așa. Spunea Părintele Teofil să luăm o Evanghelie și să citim din ea, că nu e complicat, toți știm să citim. Adică nu știu dacă mai e cineva care nu știe să citească. Dacă nu știe să citească, măcar să asculte predica la biserică sau să asculte, să dea predici și pe internet, acum și la radio, la televiziune. Să încercăm să fim ca și Hristos. Părintele Teofil spune, dacă citești în fiecare zi măcar două capitole, da? Câte e aia? Dacă deschideți Biblia, o să vedeți că atât de mărunt acolo, că două capitole intră pe pagină, da? Care o citești în 10 minute. Și înțelegi cum gândea Hristos. Și ți intră în obișnuință și în momentul în care ești undeva la piață și vezi o situație, spui, asta e calea ce spunea Hristos. Deja regăsești modelul lui Hristos pentru tine. Părinte, cred că am vrut să mă mai să mai lăsăm și pentru întrebări, dacă oamenii se întrebă. Sunteți foarte bună să deci, Părintele, nu am ținut cu altă părinte. Părintele, Domnul Claudiu, îi mulțumim pentru cuvânt. Când a fost vorba că o să faci pe biserică, mă întrebam dacă este potrivit sau nu. Dar cred că o să fie potrivit și cu cel mai nimerit. Deci nu m-am bugetat noi, ci m-am cu Dumnezeu și eu sunt mai bine. Este real ca după ce invitatul vorbește, ca voastră să puneți întrebări. Le puneam de despre glasare, puteți scrie cum doriți, o cum hârtie și eu nu dă. Deci le puteți scrie. Până când... Da, până când îndrăzniți. Aș vrea să reau câteva gânduri pe care domnul Claudiu mi-a pus la inima. Pentru că modul cum a vorbit și plin de suflet și plin de gânduri bune, eu sunt tare copleșit și impresionat. Aș repeta cuvântul pe care l-a spus să ții pe altul în picioare, până când tu, sau atunci când tu încă nu stai în picioare. Vorba lui Steinat, să vin pe dobândit, să dai ce dai și apoi primești ce dai. Mintea noastră creează realități, a spus Domnul Claudiu. Și asupra acestui gând, aș vrea să întreb ceva. Întrucât neuroștiințele medicale din vremea noastră, se pare că vin în sprijinul cugetării Sfinților Părinți, așa cum s-a mai întâmplat niciodată în istoria gândirii umane. Ne spun medicii care, studiile care constată și popularizează constatările medicale, că 20 de minute de atenție într-o problemă, 20 de minute de dedicare într-o problemă, lasă o impresie atât de puternică asupra creierului și asupra făcurii noastre, încât după aceea, încă 20 de minute sau jumătate de ceas, suntem în aceeași stare. Deci dacă reușim, 20 de minute să ne lungă, rămânem în stare de rugăciune, după aceea, cel puțin un timp egal cu cât ne-am rugat. Dacă vreme de 20 de minute suntem impresionați de un film de groază sau un film pornografic și vrem după aceea să ne rugăm, va fi cu neputință, pentru că starea respectivă se transmite către noi. L-aș întreba pe Domnul Claudiu cum a putea face să dobândim atenția 20 de minute. Să putem aduna gândurile din împrăștiere, să putem aduna mintea din împrăștiere, să coborăm în inimă și să stăm acolo în rugăciune 20 de minute, care în ceea ce mie mi se pare deosebit de greu. Poate
La fiecare soluție există mai multe feluri de... La fiecare problemă există mai multe feluri de soluții. Depinde și de omul în cauză, așa cum și un tratament poate diferi de la om la om. Deși aceeași boală, în același timp, în același loc, ea poate fi tratată diferit în funcție de om. E foarte greu să spui cuiva așa, ca stare generală, cum trebuie făcut, poți să spui eventual cum mai încercat să faci. Sigur, ești mult mai atent la un lucru dacă acel lucru e viu, e pe față. Una este să vezi la televizor o realitate și alta este să o vezi cu computer. Dacă, de exemplu, la orice oră din zi și din noapte vă intră primarul orașului în casă, în cameră, nu vă scurați în picioare, bine să intră primarul. Pentru că aveți conștiința pe acolo. Îl lași totul deoparte, că ai intrat primarul, da? Și poate dacă suntem conștienți de momentul în care ne aflăm și de relația pe care o avem cu omul în cauză, și atenția este altcumva. Uitați, să vă explic, de exemplu, în fizica cuantică, când spunea părintele de granițele și punților care cunoase între pătrund, în fizica cuantică, de la Niels Bohr în coace, se știe că timpul este elastic. Nu este așa liniar cum îl înțelegem noi acum. De-aia spune Hristos că eu deja l-am învins pe cel rău și dat mi s-a toată puterea cerului și pe pământ. Deci deja Împărăția lui Dumnezeu e în funcțiune, numai că noi ne-am ajuns liniar acolo, dar la Dumnezeu e rotund timp. E altul, e ca o sferă, poate să ajungă în orice parte din timp la fel. Gândiți-vă că într-o parte e înfierea lui Hristos în anul 33 și în partea asta altă e anul 2019. Noi, în clipa în care suntem la înviere, se unesc și 2 ani la un loc. Asta în fizica cuantică este tehnica burită, ca și plătita mexicană. Deci, ca o scovară, o duce așa la loc, o parte cu aia altă sau o sumă, o plăcintă, ceva. Ei, la fel se pot uni în ani. Și atunci noi când ne aflăm la înviere, concomitent în anul 33 și de față este Hristos. Și când conștientizăm lucrul ăsta, suntem cu altcumva atenți. La fel și în rugăciune. În starea de rugăciune, cel care ne rugăm este prezent cu noi acolo. Este ca și când iei telefonul mobil, îl pui la ureche și vorbești cu omul cu care vrei să vorbești. Nu ți-aduce aminte de el. Te gândești, cum? Oare ce gânduri în mine în cap legate de omul ăla? Nu, ăla e chiar la telefon și vorbește cu tine. Lași toate că trebuie să fie atent acolo. E că dai conștiința asta că Hristos este de față, parcă nu poți să-i spui, stai, Doamne, că mai trebuie să mai plutonezi, mai apăs pe 2-3 la telecomandă și după aia vorbim. Nu să-l ții așa în picioare, ții la orice lui Hristos. Și atunci dacă conștientizăm că El este acolo prezent, ne punem toată atenția pe Hristos. Este greu de la început. Este bine dacă încercăm, dacă reușim un minut, dacă reușim 2 minute, să ne gândim că Hristos este de față. Încercați să vorbiți acasă cu Hristos când vă rugați, ca și cum El e de față. Deci aveți conștiința asta că e de față. Mai vă veți întreba cum poate să fie de față la toți oamenii din aceeași localitate sau din lume. El poate, aici e în altă discuție, cum sunt discurile holografice acum, dacă iei un disc prin care treci o rază laser, este pe partea altă o imagine tridimensională, ca și cum omul ar fi real în fața ta. Dacă spargi discul ăla în bucăți, prin oricare bucată treci o rază laser, este imaginea întreagă. Deci, deși ăla e tot timpul făcut bucăți, imaginea întreagă, informația întreagă în fiecare părticică. Așa și Hristos. El se împarte fără să se despartă, așa spunem în liturghie. Adică, deși poți ne împărtăși cu Hristos și se împărtășești și oamenii din Deva, așa din Suceava, așa din Timișoara, în același timp, Hristos în același timp poate să fie în toate părțile. Asta se numește ubicuitate. Și dacă suntem conștienți că Hristos este prezent atunci când ne rugăm Lui și este acolo, o să vedeți, sunt oameni care chiar mă mulțumesc să se roagă la Maica Domnului, că sunt miros de crin, de flori, că e prezența Maicii Domnului acolo. Când Domnul Iisus Hristos, când îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos, cum se liniștesc apele, cum e o liniște mare și în suflet, în cugetul Domnului. Fie să știți că Hristos stabilește o legătură particulară cu fiecare. Să faceți primii pași, încet, încet și să-L simțiți la propriu. Când nu puteți să-L simțiți din anumite cauze, sunteți prea tulburați, vă poate vorbi prin oameni, vă dă sfat prin părintele, vă treziți că vă dă un sfat exact la ce aveați de gând. Fără să apucați să-i spuneți părintele, părintele vă spune un lucru și vă veți
slab, unde ești tu, Părinte, ca, pentru că Hristos știe cum să ne pună între noi, să interacționăm ca să primim răspunsul atunci când nu îl știm. Eu nu știu dacă am răspuns prea bine, dar eu o soluție până când Domnul stabilește legătura directă cu El. E greu de spus, numai când trăiești starea aia, nu știu cine a atins acea stare și e prezența lui Hristos, fără să fie tulburat, e un om deja foarte bunătățit. Să știți că și mari sficii pierd starea de bravă. Chiar și ei o au pentru câteva minute și după aceea se chine, să o regăsească. Sunt unii sfinți care se ascund în pustie. Când te duci pe la mănăstiri, nu poți să vorbească cu oameni din cauza asta, că ei sunt în starea de legătură cu Hristos. Cum ai vorbit cu ei și au mutat mintea că vreau de lucruri pe legătura ce se întâmplă cu unde e Hristos. Adevărul este că e greu din lumea asta să ții o legătură constantă cu Hristos. Dar o puteți antrena. Da. N-aș vrea să întreb și aș vrea să vă ascultăm pe dumneavoastră, pentru că pentru dumneavoastră este Domnul Claudeiești. Până când întrebați, mai pune o întrebare, că în verba cu care a vorbit, a fost un pic astfel cu un spațiu psihologic și l-aș întreba, totuși într-o lume care este suficient de înstrăinată și de sine, și de Dumnezeu, și de valori. Oamenii aceștia au fost mulți psihologi și oameni care ei sunt atenciți în taina Mântuitorului Hristos și fac o psihologie de calitate indiscutabilă. În astfel de lume, poate nu avem nevoie de psihologi, pentru că mai multă ușurință apelează la celor decât la Biserică. Nu am vrut să minimalizez valențele psihologiei și nici să ne socotesc pregătirea lor și abilitatea lor de a descrici minți. Pentru că psihologia lucrează cu mintea, nu cu sufletul, deși denumirea ei etimologică, psihologia înseamnă știința sufletului. Dar în psihologia modernă nimeni nu crede în existența sufletului. Deși ei spun psihie, care înseamnă suflet, e de fapt o nosologie, dacă totul în greacă veche, așa trebuie să se numească știința minții. Acum, în știința asta, minții au fost foarte mulți care au îndrăznit să postuleze niște lucruri care, acum că ele ar fi bune, pe care noi, clar, ne știm la Sfinții Părinți că sunt periculoase și că nu sunt bune. De exemplu, un psiholog modern, care îi spune că ai aminte angoase, aminte probleme, te învață ca tu să te simți cel mai grozav, cel mai tare, cel mai puternic, ori Biserica Sfinții spun din potrivă, să te zmerești, să nu te socotești cel mai puternic și cel slab. De ce? Pentru că există mai multe arhetipuri umane, arhetipuri care au fost îmbrăcate și de către îngerii căzuți. Ei au ales care cel mai grozav, cel mai rapid, cel mai frumos, cel mai tare, cel mai mare. Niciunul dintre ei n-a ales smerenia, micinia, suferința și modelul ăsta pe care ei, zbitorii de la început, l-au aruncat, l-a preluat Hristos și ăsta a ajuns în capul lumii. Și dacă vrei să ai putere dumnezească, tocmai asta e calea, să te zmerești, să încerci să fii blând. Ori, mulți dintre psihologi uzitează acum și nu atât psihologi cât psihanaliști, uzitează cu idei luate de la Frankl, care l-a de la Jung, le-a luat și el de la toate patimile lui și le-a justificat prin tot felul de teorii psihologice. Și acum când un psiholog vorbește cu un om care are pati, care are probleme, nu că de fapt ai probleme, că de fapt aici eu nu știu ce. Ei, aici e de fapt marea problemă, când psihologul este doar psiholog, nu este și creștin. Sunt și psihologi creștini care știu să delimiteze foarte bine patima de problema psihiatrică și acei psihologi, într-adevăr, sunt foarte utili. Însă și psihologii trebuie să căutați exact cum cauți un duhovnic, că orice duhovnic ți este pe măsură, orice duhovnic îți vine pe sufletul tău. Adevărul este că dacă nu cauți până când e pe sufletul tău, poate că ai un suflet atât de deteriorat și că tot să nu se găsești așa. Știu că mie mi s-a întâmplat până de mie și cumva de moți ai la mine, te spovedești și vedem noi după aia. Eu acum am o spune.
experiența unei copilării crescute de două psiholog și cu, eu știu, măcar câteva sute de cărți prin bibliotecă și știu ce înseamnă psihologia la vremea respectivă, adevărat că acum este o psihologie transpersonală, dar se discute de ridicul ăsta, că deja se fac lucruri pe care, arată erau aparajul magiei, al hipnozei și așa mai departe. Încă o dată, urne cu valențele psihologiei. Și psihologia are valențele ei, ajută foarte mult ca omul să-și echilibreze mintea, dar nu își poate descărca sufletul fără Harul lui Hristos. Deci e o limită unde psihologia se oprește. Dar sunt anumite cazuri care nu pot fi rezolvate de duhovnic, pentru că interfața, comunicarea omului care vine să se spovedească nu e bună față de duhovnic. Adică nu poate să exprime ce are pe suflet, este mult prea blocat. Iar duhovnicul, care de fapt are doar o funcție ca un robinet prin care vine Harul lui Hristos, el poate să pună Harul, dar celălalt e atât de blocat că nu primește. Dumnezeu e foarte delicat, e ca un abur, e ca o pană care vine așa și dacă ai suflat, zboară. El nu intră forțat la om. Și sunt unii oameni care ei singuri se condamnă și stau într-o închisoare a sufletului lor. Și preoții, vedeți că iau mulți oameni care vin să se spovedească. Un psihiatru nu are atâția pacienți într-o zi cât are un preot la spovedanie. Nu mai spun eu, preotul spovedește și nu ia bani pentru aia. Psihiatrul îți ia jumătate de salariu dacă te-ai dus la el pentru lucrul respectiv. Și atunci omul nu e la îndemână să se ducă la un psihiatru și atunci vine la preot. Preotul îți spune cât poate timpul scurt pe care are, dă niște sfaturi în general standard, cum face și psihiatru. Și psihiatru dau standard. Dar dacă găsești un om care are credință în Dumnezeu, care e un om echilibrat și știe anumite tehnici, că totuși astea în psihiatrie sunt niște tehnici de lucru cu cuvintele, cu gândurile, un joc de rol în care îl tragi pe om, îl introduci, ne jucăm de altceva și îl faci să se descarce, să se vadă într-o altă perspectivă. Este folositor, sigur. Deci nu ne echivalențele psihologiei și ale psihiatriei și ale lucrurilor care țin de psihologie. Eu mă gândeam, pentru că ne-am mai puțin la început de experiența cu orientarea și știm că deseori, din perspectiva aceasta, sunt mult asociate rugăciunea lui Iisus, postirea, cu tehnica yoga și cu anumite chiar modul chiar de a trăi. Îmi pare multe date că și astăzi, un pic ne-am depărtat acum. Nu mai am zis parcă atât de mult influență, dar poate revin sub altă formă. Și aici mă gândesc câteodată la modul ăsta de a fi vegan. Da. Cum ne raportăm noi ca spațiu creștin la lucrurile acestea? Spune Sfântul Apostol Pavel, bine este în mâncă carne. Deci cel care are starea asta în bine, poate să țină așa. De-aia spune, cel ce mănâncă carne să nu judece pe la care mănâncă, dar nici la care mănâncă să nu judece pe la care mănâncă. Pentru că avem fiziologii diferite și mai Dumnezeu știe cât sunt de diferite unele de altele. Mi-aduc aminte de întâmplare dintr-o mănăstire în care toată lumea ținea post, mâncau foarte aspru, fără ulei, un blind micuț pe zi, mă rog, era greu. Și când mi-a zis unul dintre frații că nu poate, că are altă măsură, Duhovnicul i-a gândit să mănânce două pline. Toți ceilalți făceau că merge cu celălalt mai mult decât noi. Și când s-a terminat postul, a zis acum fiecare mănâncă cât vrea. Și fiecare a mâncat câte două pline când s-a terminat postul, ăla a mâncat 10. Și zice, da, vedeți că el, de fapt, pentru măsura lui, el a ținut mai mult post decât voi. De-aia nu putem să-i punem pe tot standard. Acum, revenind la strict-o sensul, adică exact vegan, ce se numește vegan astăzi, și m-ați întrebat de experiențele mele anterioare, extrem orientale, stilul vegan de astăzi nu este altceva decât Ayurveda. Ayurveda este un mod de alimentație care aparține spațiului yoginii, indus. Și este un spațiu, este o metodă revelată de anumite zeități cu ei de ale lor și cu acum 10.000 de ani, care, din multe puncte de vedere, corespunde cu tot ceea ce este pe fața pământului, adică în toate rasele umane găsim așa fel
am depus, dar nu într-un totul ca acela. Iar aceștia care se dă seama pe ecran și iau copy-paste, copiază exact Ayurveda, noi am considerat că avem niște fiziologii diferite. Am văzut niște rezultate de congrese medicale care arătau că, de exemplu, genele europene îi face rău un exces de soia, niște dereglări endocrine. Ceea ce la asiatici nu se pune. Asiatici, în schimb, iau intoleranță la lapte, nu la lapte, nu încă brânză. Și atunci, e normal pentru ei ca sticlor vegan să nu conțină brânză, conțină soia. Și atunci, nu poți să iei copy-paste acolo și să-i dai asta la respectat fără să provoci la el ceva probleme. Acum, ele seamănă între ele, sigur, asceză. Un călugăr, de exemplu, care ajunge la o înălțime foarte mare, mănâncă mult mai ascult decât un vegan. Dar asemănările se opresc aici. Pentru că, dincolo de asta, este Harul lui Hristos. Adică, ce este diferit? Cam spune pe Isaia că toți ții la fel. Poți, toți sunt iubitori de Dumnezeu, sunt oameni morali, oameni cinstiți, atunci, până la urmă, zic, cum se spune acum, mă dă, ce contează pe care, care merge, important e să crezi în Dumnezeu să fie om bun. Nu chiar așa. Pentru că de crezut în Dumnezeu și să fie om bun, au fost și în antichitate înainte de Hristos și n-am intrat în rai. Atenție! Uitat în iad. Îmi spune pe când? Cum a putut să intre cineva în iad care a fost și bun și a ținut și post? Pentru că n-avea harul lui Hristos, Hristos a pus harul. Și i-a lăsat pe evrei cu legea veche, știți? Că era legea scrisă pe care nu reușeau să o îndeplinească exact. Nici ochii nu reușesc să îndeplinească exact tot ce spune yoga. Nici veganii nu reușesc să facă exact tot ce spune partea vegană. Și atunci, el a arătat că nu din litera legii vine mântuirea, ci vine din har. Asta e mare diferență. De exemplu, Sfântul Antonie cel Mare, de care vă spuneam, stătea la un moment dat în pustie și se ruga și atât de tare se ruga și ținea post. Deci nu că era vegan, ținea post, nu mânca nimic, zile treci, nopți treci, încât radia de lumină, se opuse de lumină și e așa ca și când e o picătură de detergent de vase și îl pui de grăsime și se îndepărtează grăsimea, se făcea lumină unde era el și dragi nu mai prindeau acolo. Și la un moment dat, în dragul meu și îl întreba, băi, Antonie, ce faci aici? Păi zice, te ții post, cum ții post? Uite, nu mănânc nimic și el credea, de ce sunt mai bun decât vegan. Nu mănânc de 6, de 7, nu mănânc nimic, mă rog. Și dragul îi spune, măi, Antonie, dar eu nu mănânc niciodată. Iată ce vegan de să mergi din cap. Și cu toate astea, da. Păi, zice Antonie, atunci așa am putut descoperi. Stai puțin, dar eu mă rog de 7 nopți, nu dorm de 7 nopți. Și dacă îi zice că eu nu dorm niciodată, te-am bătut la mine. Atunci Antonie își dă seama că stai puțin. Atunci ce înseamnă să fii creștin? Spune, tata, eu cred în Hristos. Și dracu îi spune, mă, tu ai citit în Biblie că este scris acolo că noi dragi credem de nu tremurăm. Dacă voi ați crede, nu credem noi, de nu v-ați mântuit. Și atunci Antonie deja disperat. Mă, ce mă fac? Eu am crezut că asta înseamnă să fii creștin, să zic, poți să te rogi. Și a zis, tata, uite, eu sunt nevrednic. Și mă rog Dumnezeu să mă ierte și mă închide. Și a zis, dragul meu, aici mai bătut, zice, că nu mă pot zmeni. Și eu nu pot să-L urmez pe Hristos. Eu cred în El, dar nu-L urmez. Și aici e diferența între vegan și creștin. Veganul ține strict regimul lui. Și nu decât un regim alimentar. Care te purifică interior, ok, foarte bine, dar tu te ia dracu dacă nu te duci în Hristos. Și atunci ce ai făcut? Știți ce spune Hristos la un moment dat? Vine lui Petru, care Petru e un fel de vegan ăsta, ghilimele, pentru că el mânca numai coșer. Știți că la evrei n-ai voie să mergi cu ori, n-ai o grămadă de chestii, mânca numai coșer. Și la un moment dat vine Hristos, noaptea, în vis, iau tot felul de orătănii pe masă cu care nu le mănâncă evrei, nu scoșe, le strânge pe toate așa cu față de masă și zice, ia și mănâncă. Și zice, pentru voi să nu fiu eu la casă, eu sunt vegan, dar știi, vorba aia, eu sunt cu rânduia la coșer. Și a zis Domnul Iisus Hristos, când că Petru a zis că le-ați necurățit, zice să nu numești tu necurăție ceea ce i-am curățit, ia și mănâncă. Și a arătat că, de fapt, nu în mâncarea aia urmarea lui Hristos, ci în lăuntrul omului. Asta nu înseamnă că omul trebuie
trebuie să țină post, că spune Domnul Iisus Hristos, când a coborât de pe muntele Tabor și i-a scos un demon din copilul unui părinte care îi se ruga și dacă poți, dacă pot, Doamne, am greșit, tu poți și cred că ești pentru așa, da. Atunci a scos, zice, dar cum n-am reușit noi am întrebat apostolul? Deci acest gen de demon nu se poate scoate decât cu post și cu rugăciune. Deci sunt demoni pe care noi putem scoate din viața noastră decât cu post și cu rugăciune și bine să ținem post. Dar a fi simplu vegan și să nu însoțești mâncarea cu rugăciunea, n-ai făcut mare lucru. De exemplu, Bodhisattva, adică cel care a fondat religia budistă, la un moment dat este întrebat acum 4 discipoli, acum 4 școli. A fost la întrebat, ai ajuns din mare, a început noi, hai. N-am ajuns. Pe cultul marele, uitați, zice, am ținut post. M-am purificat, o să zbor, să merg pe apă, să nu știu ce, dar n-am intrat. De cum n-ai intrat? Păi zice, pentru că nu pot să intru acolo decât când Dumnezeu se va întrupa într-un de om printr-o fecioară și El nu va deschide porții. Iată ce frumos vorbea de sunt revenirea lui Hristos. Zice, El îmi va da putere de la El, îmi va da Duhul Sfânt. Bine, El spunea în termenii hinduși. Deci, până și Buddha era convins că nu poți să intri la Dumnezeu dacă Dumnezeu nu-ți vine în întâmpinare. Ori la noi a venit Hristos în întâmpinare. Asta, de fapt, e esențial. Nu faptul că ești vegan sau că mănânci carne. E adevărat, postul e post, să ținem post când se ține post. Dar nu poți să-i obligi pe toți oamenii să mănânce vegan sau a mânca vegan cu garanție că e vegan. Nu știu dacă am întrebat. Deci, limpede. Nu suntem vegani, suntem păstători. Exact. Da. Ca să vă văd, eu să simt de la ei. Domnul Claudel mai spune ceva deosebit de frumos, că Hristos este cale. Și nu numai atât eu împărtășit, eu creștin împărtășit, îl am pe Hristos nu simplu în mine, ca pe ceva care se poate pierde, ci chiar în structura mea și eu devin purtător de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și intrăm pe calea în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, odată tot știți, fie împărtășit fiecare creștin de mine calea. Dacă ați vrea să nuanțați un pic lucrurile în sensul în care fiecare dintre noi, cei adunați în ceșiți, spovedui și împărtășiți, suntem cale pe vicine, într-o lume atât de diversă, atât de complicată, atât de frumoasă. Este, probabil, în situația în care răspunsul ar fi perfect și ar fi elocvent pentru fiecare, ar fi soluția vieții este. Cum să vezi pe Hristos ca și cale și cum tu însuți să te afli pe acea cale. Să fii cald, da? Spunea frumos Domnul Ioan Rațiu, la primele de alegeri din Iunie 2008, că important e nu punctul în care te afli pe cale, ci calea pe care te afli. Adică nu contează de câte vreme suntem pe calea lui Hristos. Putem să fim numai din seara asta, să zicem, până la mâna nouă serios. Din momentul în care ne angajăm pe calea lui Hristos și ne gândim că, așa cum am arătat, că se unește timpul ăla din anul 33 cu 2019, așa se unește Hristos cu mine. Și atunci când spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și atunci când mă gândesc, eu sunt o părticică de Hristos. Și așa cum suntem legați prin telefoanele mobile și putem să vorbim din România cu America, și Hristos poate vorbi din Rai cu mine. Noi suntem legați și în momentul în care eu conștientizez lucrul ăsta, mă port ca și cum aș fi Hristos, atât pentru mine, cât și cei din preajma mea. Și e bine amintea Părintele Zisa, Părintele Nicolae Ștaiva, de lui vei dobândi, că de multe ori omul se gândește, băi, ce să fac, am o pâine în plus, din sărbători, hai să dau și pe săracul ăla din pâinea mea. Nu, Hristos spune altceva, nu ai, dai din ce nu ai. Nu spune, din ce dai îți va mai rămâne, nu dăruind vei dobândi, abia atunci începi să dobândești. Deci începi să fii Hristos pentru cei din preajmă, pentru fratele tău, pentru aproapele tău, chiar și pentru
dușmanul tău, pentru omul care te-a săpat la lucru, care te vorbi urât, care ți-a pus bețe în roate, încerci să-i vin în întâmpinare și să-l ajuți cu ce știi tu. Sigur că omul a refuzat la început, când vin tu să mă ajuți pe mine. După aia va fi rușine să te mai refuze și după aia va plunge în sinele. Va spune că eu pe asta l-am judecat, l-am săpat, poate l-am împiedicat, l-am vorbit de rău și uite că ăsta mă ajută. Și atunci, pilda noastră, ne face pildă de viață pentru ceilalți. Și atunci putem să creștem într-unul care nu se gândea să crească, îl facem să crească cu Hristos. Și unul dintre aceștia poate deveni un mare apostol al lui Hristos, mai mare decât ne-am închipuit noi, care se uite la cot cu noi pentru adevărul lui Hristos. Noi suntem în primul rând cale pentru noi, atunci când suntem într-un Hristos, că spunem Hristos e cale. Nu o să vină El să ne ducă de mână la baie, să ne spălăm pe dinți, sau să ne îmbrace, sau să ne pună mâncare în farfurie. Dar felul în care noi o facem într-un Hristos, îl facem pe prezent. Eu când fac mâncare, fac rar, cu net. Mă gândesc că sunt undeva la mare, nu știu, într-o insulă din Caraibe și fac o veselie de aia ca și când după ce mâncăm, după ce să facem baie undeva asta, nu știu, zic, așa o stare de bine, când gândesc oamenii la orice. Și starea de bine, eu pun suflet în mâncarea aia. Și cine va mânca cu mine la masă din mâncarea aia, îi face să râdă, să se bucure când mănâncă, chiar dacă dă supa pe nas, dar să simt că omul s-a simțit și el bine, că e acasă, acolo, că pe scaunul ăla nu se simte în plus. Și când mănâncă, mănâncă cu sufletul, numai cu gura. Și aia înseamnă că Hristos e prezent. Eu sunt acolo într-un Hristos și Hristos e prezent. Am dat un exemplu simplu, ca să nu mă dau pe gură. Însă în toate lucrurile pe care noi le facem, în iertările, în răbdările pe care le facem ceilalți, în îngăduințe, întâmplă, după ce ai răbdare și te uiți bine la cei din preajma și vezi greșelile lor, îți dai seama că și tu ai greșit așa. Și atunci încep să fii îngăduitor. Și numai că devin îngăduitor, dar ți-e și mâna, te gândi, Doamne, uite, cât te-a făcut pe mine, nu mai pierd. De ce să-l pierd pe ăla? Și atunci încep să-l iubești, să-l vezi cu după răbdare, îți vine iubirea față de el. Și asta înseamnă să fii într-un Hristos. Și atunci Hristos devine prezent. Și dacă eu iubesc Părintele, iubește Părintele, iubește dumneavoastră, iubiți, deja ne adunăm câțiva și spune Hristos, unde sunt cel puțin doi, numele meu, doi, vedeți, spune, sunt și eu cu ei. Mare lucru. De ce vă temeți dacă Hristos e prezent? Dacă e spus, dacă mi s-a toată puterea cerului și pe Pământ, dar știți că nu este puțin, uite cu lumea asta afară, câți mai sunt credincioși? Ce spune Hristos? Nu te teme, turmă mică, că cea că eu sunt cu voi, până la sfârșitul viacului. Nu înseamnă spune Sfântul ăsta, e Sfânt și Părintele Nicolae Steinhardt, de ce zice Hristos că până la sfârșitul viacului? Nu înseamnă că după aia nu mai e, dar sigur până la sfârșitul viacului. Și ne mai spune un lucru. Pe biserica mea nici porțile iadă nu vor primi. Ce înseamnă biserica lui Hristos? Înseamnă că dacă e zadă de război sau de lucruri curâte, de rele, ce se întâmplă în societate, veniți și fugiți în biserică, nu la biserica din cărămidă se referă Hristos, ci la biserica formată din noi. Noi toți ne ținem în rugăciune. Eu când mă duc acasă acolo și mă rog și mulțumesc lui Hristos că ne-am adunat aici și să ne dea acasă să ne fie de folos lucrarea de astăzi care a făcut-o El cu noi, Sfințiile voastre, că sunteți sfinți, că spune Sfântul Apostol Pavel, le vorbesc sfinților din biserica cu care el s-o putea, că toți care se botezați creștini sunt sfinți, dar sunt sfinți în devenire. Poate ei sunt sfânt atâtuța, altul e atâta, altul mai mult, dar suntem pe calea sfințeniei. Și legătura între noi, legătura noastră nevăzută, ca și la telefoane, între noi, legătura asta nevăzută, asta de fapt e biserica, rețeaua lui Hristos. Și El e capul acestei rețele. Și spune, atâta vreme cât stați în rețeaua asta, rugându-vă, spovedindu-vă, împărtășindu-vă, interacționând creștinești unii cu alții, nimic nu vă va birui. Spune foarte frumos Antoine de Saint-Exupéry, nu știu dacă nu cuprins, sau în Citadela, spune, că în cetatea adevărului meu pot fi îngenunchiat, dar niciodată dobărât. Și de multe ori simțim îngenunchiați, ați auzit și rugăciunea de la Pascu. Că asta e calea creștină. Că asta te scoli, că asta te scoli, că asta te scoli. Niciodată nu rămâi jos. Când Dumnezeu îmi dă să fii îngenunchiat, știe El de ce. Ca să înveți ceva din lucrul ăla. Aș vrea să încheiem cu această notă de optimism, de omnicesc, cu acest cuvânt minunat că e deosebit de important
să fim pe cale și nu contează punctul în care ne aflăm pe cale. Credem că suntem cu toții pe cale, că nu se află un punct mai înainte sau un punct în spate, e mai puțin important. Mulțumim Domnului Claudiu Rădăcu, mulțumim pentru dragostea cu care și pentru, încă o dată zic, pe prima cuvântă și votul în care ne-a vorbit cu cât suflet, cu câtă inimă, cu câtă dăruire. Și în același timp, cât a fost la Dumnezeu să fim în biserică, a fost și mai mulți și cât și potrivit mediul care a crescut sub totul cu felul de a fi a Domnului Claudiu Rădăcu. Săptămâna viitoare, în principiu, tot la sala mică a Casei de Cultură, va veni tot un teolog de adevărat această scriitor, Laurențiu Dumitru, ortografic, s-a a făcut o revistă pentru licee, s-a gândit cum să vină întâmplarea tinerilor, pentru că ei sunt viitorul de mâine, ei se formează și dacă nu-i formează cineva, vin inamicii și formează, inamicii lui Hristos. Și s-a gândit că ei se obișnuiesc să scrie pe pereți cu spray-ul colorat, să facă felul de desene. Și aia se numește grafiti. Și atunci el a zis, hai să facem un grafiti creștin, ortografiti. Și în revista asta dezvoltea tot felul de lucruri care erau atât de îndrăgite, încât se închisuiau tinerii, se epuizau pe de revista, că nu mai vrea să o afle. Și într-adevăr este un, eu zic, un teolog de calibru și mă bucur că l-ați invitat. Deci, întâmplă viitoare, a venit unul la vreți cu Dumitru cu o temă provocatoare, credință și mărturisire de vremea noastră. Înainte de a încheia și cu o rugăciune, cred că merită să aplaudăm pe Domnul. Care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvânt care născut pe tine cea cu adevărat, scăpare de Dumnezeu, te mai zic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și a Cuciunului cu Dumnezeu în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește